Salutare! Ce facem noi azi? Azi este o zi importantă pentru Logan, pentru că voi schimba distribuția care nu a fost schimbată de, nu știu de când a fost schimbată, probabil prin 2007, mașina este 2005 și cred că a schimbat-o la 2 ani de zile. Nu știu sigur asta, nu mai știe nici proprietarul, doar că avea 28.000 de kilometri când am luat-o. Deci clar, distribuția a fost schimbată din cauza vechimii și noua numărului de kilometri. Așa că azi este 2024 și mașina are 45.000 de kilometri cu distribuția de acum 50 de ani. Așa că tare curios sunt cum o să fie. Cei care m-ați urmărit ați văzut abuzul la care a fost supus și prin câte concursuri a trecut. Avem aici un kit de distribuție original care include pompă de apă, nici n-am desfăcut. Avem o garnitură, probabil o rolă și curea, mai mult ca sigur. Avem aici o rolă și o curea. Hai că tare curios sunt cum o să arate. O ridicăm și ne facem de cap. Ia uite ce am văzut aici. Amortizoare originale. Ce ciudat arată frânele astea cu disc simplu, ca pe vremuri. Bine, nu-i vreo mare. Mamă, ce am văzut aici. Nu-i vreo mare diferență 2005-2025. Sunteți pregătiți? Ia, fiți atenți. Și jos arată ce ai făcut noi aici. Cât a scutul cu noroi. Deci asta e piesa pe care am schimbat-o. Ba nu, astea sunt. Am pus două bielete de direcție. Nu, două capete de bară, pardon, noi originale. Ba, așa arată pe sub ea. Are ceva prăfuleț. Aici cred că avea niște dopuri, dar nu mai sunt. Mașina arată țiplă, vorba aia. Avem pernele de aer aici. Așa arată punta din 2005. Aici avem un scut. Amortizoare originale, totul original pe spate. Eu nu știu cum a rezistat mașina asta, dar na, și kilometri puțini. O să modificăm toba asta, că nu-i ce trebuie. Prea gălăgioasă. Timoneria. Da. Hai să ne apucăm de dat jos scutul ăsta magic. Tancul ăsta de scut. De la prietenul Dani. Aici avem ceva zgârieturi. Surprinzător la ce discuri de frână are, frânele chiar țin. Mamă, ce săracă. A trecut și ea prin ceva războaie, da? A, e, se mai întâmplă. Hai să vedem ce iese. Viață grea. O să am până desfac scutul ăsta. Parcă aș fi pe câmp. Asta este noroiul de la ieșirea Romturingia. S-a adunat ceva, văd.
Așa arată și partea de motor. Ceva ulei pe la pompa de servo. În rest, apă și mizerie. Motivul pentru care mi-am pus eu șuruburi astea prezoane. Au ce aici? Frâne adevărate. Belea. Pentru a ajunge la distribuție eliberăm aici acest spațiu minunat. Acolo trebuie tăiat. Da, nu mai tăiem, lăsăm așa. Presupun că desfac și ăsta. Și tot așa. Vedem ce mai are pe aici. Hai să vedem acum folia dacă se desface. Din 2005, mă rog, 2007, de când a fi fost umblată. M-a speriat degeaba. Dar acum trebuie să și iasă, nu? Așa ar trebui. A, ia, vezi-o. Ce e asta, mă? La rover am adus 5 pistoale să scot folia aia și... Ia, uite, mă, asta e distribuția. Ce ai făcut? Bă, ce... Ia. Asta e cam slabă sau mi se pare mie? Da, e slabă. Bă, ești nebun. Știi cum să verific asta dacă e bună cu răua distribuție? A. O lamă de cater, în timp ce merge motorul, bază la mai decată, păi ea. Ca să sară, nu? Eu chiar aș vota cu interes și te credeam, zic, bă, așa o fi, mă. Dar aici cred că bagi o lamă de cuțit, bă, deci nu-mi e secret. Întinzătorul e... Varză? Da, ăsta nu se mai reglează, nu? Se reglează din întinzător, arunar întinzătorul. Păi nu zic, poți să o dai jos, gen, să o mai întinzi tu? Da, da, da. A, deci depende mai... de întinzător, că dacă mai e bun arcul la el. Hai să vedem, în sus, ce găsim. Așa arată la distribuție. Aici avem pompa de apă și are ceva scurgeri foarte puține. Dar cureaua, eu nu știu cum a rezistat curelul și asta la ce șocuri am dat. Deci e foarte tare una peste alta. Ce să zic? Logan. Vremea când se făceau șuruburi. 2005. La capacul ăsta pe aici. Bun, și-am ajuns. Băi, e incredibil ce curelușe are la... Na, eu nemai văzând niciodată o distribuție așa în detaliu. Asta fiind prima pe care o fac. Foarte slabă cureaua. Surprinzător. Probabil ăsta este întinzătorul. Adică ăsta de aici. Are un excentric, văd. Da, hai să ne apucăm de demontat. Bun. Avem aici schița. Semn jos, semn sus. Scoatem cureaua. Am pus aici la punct sus. Am pus la punct jos. Scoatem cureaua, pompa de apă și le punem pe cele noi. Asta e rola, ia ascultați. Absolut nimic. Mai mergea liniștit. Liniștit, mai mergea.
Ia să vedem cureaua. Curelușa. Ce cure este? Power grip. Ce-o fie? Ia, vedeți aici. Era perfect. Deci, probabil dacă a fost în 2007, schimbată, nu avea nicio problemă. Da. Pompa jos și revenim. Hai să vă arăt și în partea de sus. Ia fiți atenți. Deci are niște fisuri, da? Probabil mai rezista, dar nu știu cât. Gata și pompa de apă. Ia uite ce frumoasă este. Curată, impecabil. Nu știu cum se învârte. Ca nouă. Da. Gata, am pregătit și pompa. Am dat cu foarte puține pastă, doar așa la suprafață. Și o putem monta. Am curățat acolo. Totul ok. Bun, am pus cureaua. Am învârtit la gol să vedem dacă se întâmplă ceva. Nu părea că s-a întâmplat nimic. Hai să dăm prima cheie. Am emoții. Pentru prima dată am schimbat distribuția. Ce-i drept și cu ajutorul lui Liviu. Mi-a oferit schița. Ia. Facem motorul toc sau nu? Oh. Merge. Gata. Funcționează. Deci nu a bubuit. Treaba e bună. A rămas cureaua, pompa, hai să-l asamblăm. Pentru că aici a căzut motorul, s-a lăsat când am desfăcut șuruburile. Neavând ajutor, am improvizat. Am pus roata sub baie, am lăsat elevatorul și putem strânge liniștiți toate șurubelele. Aici este un cort de aluminiu, între 6 mari, între 6 mari, aproximativ. Ia uite-le, sunt de aici. Bun, prindem și suportul și revenim. Punem și antigelul. Cei de la Dacia au schimbat culoarea, este verde închis, nu mai este verde la acela blămâie, este puțin mai închis, dar nu e nicio problemă, tot antigel este. Mașina este gata, tot un parametri, absolut nicio problemă, vedem după prima tură de off-road, facem cura la locul de muncă și mergem în test. Gata și curățenia la locul de muncă, sper că v-a plăcut, mulțumesc Vox Auto Center pentru găzduire, să spunem așa, și pentru sfaturi. Acum este numai bună pentru aventură. Hai să ne auzim cu bine!